Concertul lui Roger Waters de la München ar putea fi anulat din cauza poziției sale cu privire la războiul din Ucraina, scrie adevărul.ro. Autoritățile de la München ar putea anula concertul programat anul viitor, în luna mai, un concert al lui Roger Waters, din cauza poziției sale față de Ucraina și Israel. Acesta a mai susținut un concert în München în 2018 și atunci primarul orașului era împotriva acestui concert. Același lucru se întâmplă și acum, tot felul de oameni spun că nu își doresc ca Roger Waters să susțină un concert în München, în contextul actual. Pentru că ar avea opinii controversate. Dar care sunt aceste opinii controversate? Opinii controversate? Că Israel este un stat apartheid. Cine mai crede că Israel este un stat apartheid? Amnesty International. Nelson Mandela. Spunea lucruri similare despre ceea ce se întâmplă cu palestinienii din Israel. Cum sunt tratați palestinienii în teritoriile ocupate? Asta este una dintre opiniile, așa zis, controversate. Cealaltă, referitoare la războiul din Ucraina. Care este opinia controversată a lui Roger Waters? Hai să vedem într-o scrisoare deschisă pe care eu. Trimitea Roger Waters lui Vladimir Putin ce spunea despre acest război. Scrisoare deschisă pentru Putin. În primul rând, ați dori să se pună capăt acestui război, o întrebare pentru Putin. Dacă mi-ați răspunde da, vă rog, asta ar face imediat lucrurile mult mai ușoare. Dacă ați spune de asemenea: Federația Rusă nu mai are niciun interes teritorial în afară de securitatea populațiilor vorbitoare de limbă rusă din Crimea, Donetsk și Lugansk, și asta ar ajuta. Spun acest lucru deoarece cunosc unele persoane care cred că vreți să cuceriți întreaga Europa, începând cu Polonia și restul statelor baltice. Dacă asta vreți, duceți-vă dracului și am putea la fel de bine să începem cu toții, să mai jucăm jocul disperat de periculos al găinii nucleare, cu care șoimii de pe ambele părți ale Atlanticului par atât de confortabili, și să o facem. Da, să ne aruncăm în aer unii pe alții și lumea în bucăți. Problema este că eu am copii și nepoți la fel ca majoritatea fraților și surorilor mele din întreaga lume. Și nici unul dintre noi nu s-ar bucura de acest rezultat. Așa că, vă rog, domnule Putin, îngăduiți-mă și dați-ne această asigurare, a scris Waters pe Facebook. Acesta mai adăugat că în cazul unui acord de pace cu Ucraina, Rusia ar trebui să promită că nu va invada altă țară. Știu că SUA și NATO invadează alte țări suverane cât ai clipi sau pentru câțiva baril de petrol, dar asta nu înseamnă că ar trebui invazia ta în Ucraina, dar asta nu înseamnă că ar trebui. Invazia ta în Ucraina m-a luat prin surprindere. Acesta este un război odios, de agresiune atroce, provocat sau nu, mai spune Roger Waters. Din nou, care este opinia controversată a lui Roger Waters? Că Statele Unite și NATO au făcut lucruri similare în alte părți ale lumii? E controversat? Nu ne aducem aminte istoria relativ recentă? Nimic din ce a spus Roger Waters nu e controversat, dar chiar dacă ar fi controversat. Așa arată libertatea de exprimare. Nu? În care un artist, celebru ca Roger Waters, să fie interzis. În Muhammad, de exemplu, pentru că are opinii controversate. Pentru că e unul dintre cei oameni care crede că nu e normal. Ca palestinienii să fie prizonieri. În închisorii în aer liber, să fie tratați ca cetățeni de gradul al doilea, să nu aibă drepturi în propria lor țară, să se ducă mereu și mereu, împotriva lor, operațiuni clare de purificare etnică. Să susțină că poate n-ar fi de dorit un război nuclear, că poate ar trebui să se găsească o soluție. Că Putin, E un criminal. Un război de agresiune. Dar care ar trebui să se oprească. Care e controversa? Într-o lume ca aceasta în care trăim astăzi, în care propaganda a ajuns la niveluri, din nou, nu fără precedent, dar pe care nu le-am mai văzut de ceva timp, orice opinie care e. Parțial, măcar diferită de poziția oficială, e automat cenzurată sau măcar se încearcă cenzurarea acelor opinii. Dacă nu cenzurată, aspru criticată. Libertatea de exprimare de a critica pe Roger Waters există, sunt conv nu e perfect, poate să aibă și opinii tâmpite, poate să nu înțeleagă perfect situația. Și se întâmplă asta. Se întâmplă ca oameni care înțeleg problemele cauzate de imperialismul american, dar uh, pun așa uh, uh, deoparte ambițiile imperialiste rusești. Se întâmplă și situația asta. Nu pare să fie cazul lui Roger Waters, cel puțin nu din această scrisoare deschisă. Dar să vorbești astăzi. Despre nevoia de pace, despre negocieri, a ajuns să fie o poziție controversată. Să vorbești despre nevoia ca cetățenii, toți cetățenii unei țări, să aibă drepturi egale în fața legii, e din nou o opțiune, o opinie controversată. Să spui că palestinienii ar trebui să fie uh, egali în Israel, să fie tratați în mod egal, aparent e o poziție controversată. Aparent e controversat să spui așa ceva. E greșit, din punct de vedere politic, să spui așa ceva. E greșit să insiști pentru pace. E greșit să vorbești despre atrocitățile comise de Statele Unite și partenerii în numele așa zisei lupte împotriva terorismului. Da, astea sunt, se pare, opinii greșite, de neacceptat într-o societate liberă ca a noastră.